Astăzi avem oaspeți deosebiți. E și un subiect foarte sensibil, mai ales în ultimele săptămâni. Se discută mult despre procesul de evaluare externă extraordinară a judecătorilor și am zis să discutăm chiar cu câțiva membri ai Comisiei de Evaluare, Comisia Vetting, așa o numim noi. Și este vorba de Scott Bayles, președintele Comisiei Vetting, fost președinte al Curții Supreme de Justiție din Arizona, Statele Unite. Bună seara! Lavly Perling, fost procuror general în Estonia, membru a Comisiei Vetting Moldova. Bună seara! Guten. Și membru Comisiei, vicepreședintele Comisiei Vetting și membru național, Andrei Bivol. Bună seara! Așa, eu trebuie să spun din start că sunt așa un fel de fan a acestor audieri publice a judecătorilor, pentru că foarte mult timp în Republica Moldova judecătorii nu au vorbit, nu vorbeau, nu discutau cu jurnaliștii aproape deloc și asta a crescut foarte mult acest interes pe care îl avem noi, jurnaliștii, față de inclusiv față de averile despre care tot s-a vorbit mulți ani, s-a vorbit despre faptul că judecătorii din Moldova sunt oameni bogați, deși noi uitam la salariile pe care le primeau și nu ne spăreau foarte mari, dar despre averile lor tot timpul s-a vorbit, așa că e un moment interesant pentru noi să aflăm chiar de la ei cum și-au făcut, cum și-au dobândit averile. Și am zis să clarificăm în prima fază a acestei emisiuni câteva aspecte ca să înțeleagă oamenii de acasă, cei care ne privesc, că noi am mai avut câțiva reprezentanți din Comisia Pre-Vetting în emisiunea noastră cu ceva timp în urmă și e important pentru oamenii de acasă să înțeleagă că există două comisii, Comisia Pre-Vetting și Comisia Vetting. Astăzi în studioul nostru sunt cei din Comisia Vetting și o să vorbim despre atribuțiile pe care le au anume cei din Comisia Vetting. Și o să vă rugăm să ne spuneți din start ca să explicăm oamenilor care este diferența dintre cele două comisii ca să înțeleagă toată lumea. Oricine dintre dumneavoastră. Deosebire dintre aceste două comisii constă în faptul cine sunt supuși evaluării. În Comisia Pre-Vetting, candidații au fost membrii Curții Supreme a Justiției și membrii CSM, Consiliul Superior al Magistraturii, iar Comisia noastră Vetting supune evaluării judecătorii și candidații pentru funcția de judecători, astfel oferim sprijin în acest sens. Aceasta este principala deosebire, cine sunt evaluați. Încă o importantă deosebire sunt procesul, standardul de evaluare care reflectă o diferență între persoana care deține o funcție în sistem și poate fi afectată reputația, numele a unui angajat vis-a-vis de un candidat la funcția de judecător care nu suportă aceste riscuri. Da, vă spuneți-ne cum a fost creată, pentru că sunt tare multe curiozități legate de felul cum ați ajuns anume dumneavoastră în această comisie. Cum a fost creată această comisie și cum v-au selectat din străinătate, în mod special, anume pe dumneavoastră în această comisie? Noi fiecare avem experiența istoriei noastre. Noi nu știm cum am fost identificați, dar Parlamentul Republicii Moldova ni s-a adresat nouă și acum suntem în cadrul Comisiei Vetting trei membri internaționali și trei membri naționale. Noi suntem membri ai Comisiei Vetting deoarece noi, în calitate de candidați, am avut experiența, expertiza necesară pentru a deveni membru al Comisiei Vetting și
și noi am fost motivați să devenim membri. Ne-am dorit să venim în Moldova, să sprijinim Moldova, activitatea Comisiei de Vetting și, precum spune colegul meu, există o diferență între etapa pre-vetting și vetting. În opinia mea, cel mai important lucru este faptul că pre-vetting este începutul unui proces de durată. Etapa de pre-vetting și partea de vetting este verificarea integrității și noi facem acum acest lucru. Ce l-ar determina pe un fost procuror general, pe un fost președinte a Curții Supreme de Justiție din Arizona, să vină să lucreze în Republica Moldova într-un astfel de exercițiu? E o chestie pe care, o întrebare pe care mulți și-o pun în Republica Moldova și chiar vreau să ne spuneți dumneavoastră. Ce v-a determinat? Care a fost impulsul pentru ca să vreți să veniți în Republica Moldova, aici unde știți că există multă corupție, că există foarte multe probleme rămase din URSS, dar există o mentalitate care a stagnat mulți ani, da? Există o altfel de mentalitate decât cea cu care sunteți obișnuiți dumneavoastră. Și atunci, spuneți-ne ce v-a determinat să veniți la noi. Eu sunt din Estonia și cred că aceasta este faptul că Estonia și Moldova, noi avem similitudini în istoricul nostru. Din păcate, știu foarte bine istoricul, deoarece am fost procuror mai mult de 20 de ani în dosare de corupție, de infracțiuni, corupție serioasă. Știu ce înseamnă să examinezi un dosar de corupție în instanța de judecată și nu doar din istorie știu și încă pot recunoaște anumite indicii ale sistemului pe care l-am moștenit din era sovietică. Sunt aici deoarece eu cred, dacă am reușit să facem o schimbare în Estonia, este posibil de efectuat astfel de schimbare în Moldova. Este necesar de asigurat un sistem transparent, eficient. Sunt aici să ajut, să contribui la aceasta și dacă pot să împărtășesc cunoștințele, experiența mea în cadrul reformei, luptei împotriva corupției, dacă pot să aduc o contribuție, să vă ajut în Republica Moldova, consider că acesta este nu doar o plăcere, ci și o onoare și o datorie. Aceasta este istoria mea. Precum a menționat doamna Lovely, eu am lucrat în domeniul justiției în calitate de judecător și în calitate de procuror și sunt cred în instanțe de judecată echitabile ca să asigure libertatea actului de justiție și să asigure un act de justiție reușit de succes. În încercarea Republicii Moldova de a face o schimbare, am luat acest angajament să vin aici și să ajut cu ce pot pentru a atinge obiectivul dorit de Republica Moldova. Domnul Bivol, despre salarii vrem să vă întrebăm pe dumneavoastră, pentru că și asta e foarte interesant. Mă uitam la comentariile care au apărut pe rețelele de socializare. Hei, că ei au venit pentru bani și toată comisia asta, de fapt, asta este interesul financiar care l-a motivat ca să vină aici. Spuneți-ne despre salariile membrilor. Nu cred că sunt secrete. Nu? Salariile membrilor naționali da. Sunt prevăzute chiar de lege. Și sunt două salarii de bază ale judecătorului Curții Supreme de Justiție. Asta înseamnă cât? Că noi nu prea știu. 60.000 de lei. Asta este salariul lunar a membrilor naționali. Da. Salariul membrilor internaționali este confidențial pentru că este achitat de donatori. Nu este achitat din bugetul de stat. Nu, doar membrii naționali sunt achitați de bugetul de stat, efectiv de Ministerul Justiției, care reține impozitul venit la sursă și ne achită nouă partea netă din indemnizație.
Interesant, de ce așa? De ce așa s-a decis? Asta e în... Păi nu știu, nu pot să vă spun. Este o chestiune de politică mai mult, adică așa s-a decis la nivelul Parlamentului, la nivelul, probabil, în discuțiile cu donatorii, s-a decis că pentru membrii naționali trebuie să fie, pentru că îi desemnează Parlamentul, probabil, s-a decis să fie achitat din bugetul de stat, dar pentru cei desemnați, membrii desemnați de donatori, de parteneri de dezvoltare, achit partenerii de dezvoltare. Dar până a venit în această comisie dumneavoastră, unde erați? Ce făceați? Eu sunt avocat de profesie. Toată viața mea am lucrat în mediul privat. Am fost avocat. Sunt specializat în, mai mult în domeniul afacerilor și litigii și arbitraje comerciale. Și pot să vă asigur că nu am venit pentru indemnizație. Din contra, dacă să facem o... Cred eu să fac o statistică. Sunteți în pierdere. Da, aș spune că mai mulți sunt parte de pierdere. Dar nu pentru bani am venit. Pledând în peste 100 de litigii naționale pe parcursul ultimilor 14 ani, am dat seama că aceasta este o oportunitate foarte, nu știu, unic probabil în istoria Republicii Moldova, ca un avocat din domeniul privat să poată contribui la o astfel de schimbare fără să dețină o funcție politică. Pentru că eu, în calitate de avocat, am avut clienți din toate partidele politice, de toate orientările și viziunile și nu am aderat niciodată la niciun partid politic. Și asta, nu știu, este unică posibilitatea asta, pentru că una din condițiile de a fi membru este să nu fi fost membru de partid. Da. Am impresia că este o cel puțin 3 ani, dar eu nu am fost niciodată membru de partid și asta a fost, adică, o oportunitate unică. De asta am acceptat și până la moment nu am niciun fel de regret. Da. Ce segment a evaluat până acum Comisia Vetting și ce urmează și când se încheie această procedură, ca să înțelegem cât mai durează anume vettingul? Da. Noi am examinat primordial judecătorii, deci cred că trebuie să fac o introducere mai largă. Așa, un pic, nu foarte largă. Pentru că noi, inițial, comisia noastră a fost constituită în baza legii 65 din 2023 cu privire la evaluarea extraordinară a judecătorilor Curții Supreme de Justiție și candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție. Deci aveam două categorii de subiecte a evaluării. Și asta a fost grupul țintă, primordial, de subiecte pentru evaluare. Au fost permise 35 de persoane în total până în prezent. Persoane care aplică la concurs la CSM, iar CSM-ul ne transmite nouă dosarele dumnealor ca să inițiem procedură de evaluare. Deci sunt candidații și judecători în funcție. Cunoaștem că la Curtea Supremă au avut loc anumite demisii anul trecut. Și la momentul când am inițiat noi în luna iulie anul trecut procedura de evaluare, rămăsese doar 5 judecători, dintre care 2 și-au dat demisia și 3 au parcurs, 3 au fost evaluați. În privința doamnei Miron, deja este raport pozitiv, adică raport a fost ședință și a fost publicat raport. Mai rămân 2 judecători în funcție care sunt în prezent în procedura de evaluare. Și 32 de candidați am primit. Dintre aceștia o parte au avut ședință. 10, parmi să avem 10 rapoarte deja transmise la CSM. Dar spre sfârșitul anului trecut am avut o nouă sarcină, pentru că din 1 septembrie toate persoanele care au aplicat la funcții în cadrul CSM, fie membru a CSM-ului sau membri ai consiliilor CSM, a bordurilor CSM, colegilor de disciplină etică și colegilor de selecție și evaluare a judecătorilor, care anterior trebuia să aplice la comisia pre-vetting, începând cu 1 septembrie, toți acești candidați sunt evaluați tot de comisia numărul 2 sau comisia noastră de evaluare. Iar în a doua parte a anului a fost adoptată legea 252 cu privire la evaluarea judecătorilor și judecătorilor curților de apel și candidaților la funcția de judecător a curții de apel, precum și a președinților și vicepreședinților instanțelor judecătoriilor sau instanțelor de fond. Deci avem în prezent, adică și procesul de evaluare a judecătorilor curților de apel și a președinților urmează să fie deja inițiat în viitor. Deci la curțile de apel tot dumneavoastră faceți vettingul, verificarea. Ok. Spuneți-ne
aveți deja o perioadă de când lucrați cu Republica Moldova, sunteți mult timp în Republica Moldova, spuneți-ne percepția dumneavoastră generală asupra sistemului după audierea candidaților Curții Supreme de Justiție. Există sau nu, în opinia membrilor internaționali, o altă cale, mai scurtă poate, de curățarea sistemului de justiție din Republica Moldova? Eu cred că pentru a face evaluarea în felul în care Parlamentul și în felul în care publicul general speră că aceasta să aibă loc, ar fi greu să facem lucrurile mai repede. Pe de o parte, vrem să facem o evaluare minuțioasă, vrem să fim, să avem cât mai multă precizie în ceea ce privește informațiile pe care le colectăm, iar pentru asta e nevoie de un volum destul de mare de timp. Totodată trebuie să avem o atitudine justă și sigur față de candidați, de subiecti, pentru că consecințele pot să fie drastice, pentru a realiza o investigație, pentru a da candidaților o posibilitate să vină cu o reacție, cu un răspuns, cu o modalitate transparentă. Pentru aceasta e nevoie de câteva luni. Și noi, la fel cum a zis și Andrei, și noi avem o sarcină practic care a crescut, după cum tocmai ai menționat, Andrei, deoarece și numărul de judecători care s-a mărit asta, da, nu decât să facă ca procesul să devină unul mai îndelungat. Din observațiile din cadrul audierilor, poate, care sunt cele mai frecvente vulnerabilități, abateri admise de judecătorii din Republica Moldova? Cum vă explicați faptul că majoritatea sunt, așa cum ziceam la început, foarte bogați? Cel puțin 9, așa ni se pare, raportat la alte categorii de cetățeni, alte profesii, având salarii atât de mici mulți ani până acum. Acum au mai crescut un pic salariile, dar mulți ani în urmă salariile judecătorilor în Moldova erau foarte mici. Cum vă explicați, iată, această situație și care sunt vulnerabilitățile, așa cum ziceam, pe care le vedeți dumneavoastră în sistemul nostru? Ceea ce vedem povești, situații foarte diferite. Asta nu este primul proces de vetting pentru mine, sunt de asemenea membra a Consiliului de Etică din Ucraina și pot să zic că țările sunt diferite, situațiile sunt diferite, contextele în care au avut loc sunt diferite și desigur că și un candidat este diferit de altul, eu cred că. Însă, deci în calitate de profesionist pot să zic că noi încercăm să scoatem emoțiile din joc și asta este unul din motivele pentru care membrii internaționali sunt aici. Noi avem o atitudine foarte neutră și fiecare caz îl studiem pe drept în felul său. Dacă ne gândim la pașii pe care facem, primul pas este acela că noi solicităm să fie îndeplinite anumite formulare. Da. Și special forms, formulare, acele declarații. Și apoi noi colectăm de la autorități informații, apoi analizăm aceste informații și apoi adresăm întrebări la care candidații răspund și după care ne pregătim de audieri, de audierea candidatului. Lucrăm cu datele, le analizăm. Întrucât noi nu cunoaștem contextele, conexiunile care au loc, noi nu știm și nu ne pasă. Noi fiecare caz îl studiem în parte și ne plac momentele în care candidații după audieri ne zic că procesul nu a fost atât de groaznic. Și încurajează pe alți colegi să vină să participe. Pe de o parte, desigur că procesul nu este unul plăcut, dar noi cu toții suntem profesioniști. Și noi adresăm întrebări, noi analizăm datele și oamenii sunt diferiți, candidații sunt diferiți unul de altul, situațiile în care aceștia sunt diferite unele de altele și asta vedem. Da, pe de altă parte noi vedem destul de mulți candidați supărați într-un fel pe comisie, spun că
s-au simțit cumva umiliți. Chiar ăsta este cuvântul pe care l-am auzit. Eu, apropo, am urmărit toate interviurile, absolut toate, și de la Preveting și de la Veting. Și am sesizat această frustrare a multor candidați. Da, cel mai interesant este că auzim frustrări de la cei care trec procedura, da, adică au raport, da, pozitiv. Da, știi? Da, da. Noi înțelegem această frustrare. Este complicat să-ți aduci aminte uneori să găsești date despre cheltuieli, despre achiziții, despre economii cu 10 ani în urmă sau cu 15 ani în urmă în cazul procedurii de pre-vetting. Uh-huh. În cazul vettingului e 10 ani. E 10 ani, da. Și 10 ani, da. În general e 12 ani, dar avem pentru 12 ani este procedura de evaluare pentru integritate financiară, uh-huh, după care avem 10 ani pentru conflicte de interes și 5 ani pentru încălcări de încălcări deontologice. Dar și noi înțelegem că este greu. Uneori sunt puși în situația să obțină informații de la instituții certificate, tot felul de date, dar noi, Comisia în general, încearcă să obțină individual sau direct datele, fără a pune o sarcină excesivă pe subiecții evaluării, uh-huh, ca să ei să depună eforturi extraordinare. Dar ei știu uneori că dumneavoastră deja le-ați obținut și le aveți în momentul când îi întrebați? Nu, noi de regulă întrebăm doar ceea ce nu putem obține sau ceea ce doar ei pot să confirme. De exemplu, dacă există un împrumut care este confirmat pentru o recipisă, da? Care este fie la persoana subiect, fie la cel care i-a împrumutat banii, da, subiectului, da, sau un contract care este între părți, care nu este înregistrat nici la un fel de instituție și noi nu putem să o obținem. Uh-huh. În acest caz, evident că solicităm de la subiectul evaluării aceste documente. Mai sunt situații când persoanele declară că au primit bani de peste hotare la rude sau și solicităm atunci și noi, neavând posibilitatea să solicităm direct de la instituție de psihotare, solicităm subiectului să se asigure această da, prezentarea acestor informații. Tare mulți. Și doar da, o chestiune despre noi avem în legea privire la evaluare, avem anumite criterii care sunt legate, cel puțin la integritatea financiară, sunt legate de anumite sume. Deci această diferență dintre venituri și cheltuieli. Atunci când o persoană are mai multe cheltuieli decât venituri fiscalizate, ea trebuie să ajungă la un anumit plafon. La moment este 20 de salarii medii pe economie pentru anul 2023, ceea ce este cam 230-240 de mii de lei. Deci, ca să intre în vizorul ca să nu treacă vetting, să fie raport negativ. Deci, și atunci, ca să poți calcula aceasta, trebuie să calculezi efectiv fiecare leu. Deci nu poți să apreciezi doar așa aproximativ de la până la. Trebuie să ai suma exactă. Care este deficitul până la ultimul leu? Așa, asta este metoda noastră de calcul. Okay. Și atunci, unii candidați nu înțeleg de ce noi întrebăm, da, chestiuni de 1000 de lei. Chiar sau de 10 e nervant uneori, tare vreți, da, dar uneori, fiecare detaliu. Da, dar vedeți că un leu poate schimbi situația. Okay. Poate schimbi de raport pozitiv la raport negativ, un singur leu. Pentru că avem o linie roșie, o sumă foarte fixă stabilită în lege. Bun. Tare mulți candidați își justifică averile cu bani de la rudele care muncesc în afara țării. Unii prin donații sau bani de la anunți, cumetrii, etc. Spuneți-ne cum poți depista atunci când candidatul minte că a primit aceste donații, că a primit acești bani sau a făcut acești bani la cumetrie sau la nuntă și de situația când el pe bune i-a primit. Că până la urmă vă bazați pe declarația lui, într-un fel. Sau cum poate fi verificată situația asta? Well, it sometimes is difficult. Uneori este un proces dificil, complicat. Noi încercăm să colaborăm documente altele decât documentele de prezentate de candidați. Examinăm extrase din conturile bancare, alte documente financiare, în conformitate cu cerințele de prezentare a declarațiilor către Autoritatea Națională de Integritate. Și vom vedea dacă cineva declară că a obținut bani de la nuntă,
Noi nu doar pur și simplu credem ce a fost indicat în declarație, noi facem contrapuneri, verificări cu alte documente și punem întrebări suplimentare acestor candidați. Dacă văd că anumite lucruri nu coincid și întrebăm de ce declarația asta, dar datele arată altceva. Puteți să interveni. Noi folosim termeni, probabil da, probabil nu. Noi vorbim despre dubii rezonabile și avem multe cifre, calcule, date, analiști care fac aceste analize. În cele din urmă, noi vorbim despre rezultate. Cu referire la rezultate, dacă spuneți, susțineți că cineva pe bune are dubii rezonabile și nu întrunește criteriile, dacă vorbim de criteriul de integritate, verticalitate, integritate verticală și nu este adevărat, atunci noi vorbim despre îngrijorări, despre dubii rezonabile și acești termeni folosim, dar nu încercăm să găsim adevărul, ultimul adevăr. Îți completez aici cu o chestie recurent care apare des. Și pe lângă declarația persoanei, noi întotdeauna solicităm, ok, haideți să vedem cum au ajuns banii astea în țară. Uh-huh. În numerar, cine i-a adus? Atunci putem să verificăm dacă acea persoană a traversat frontiera în general. Și spun că au venit cu microbuzul, cum am auzit în foarte multe cazuri. Da, da. Astea cu microbuzul sunt complicate, dar știm că există niște limite prevăzute de lege, cât numerar poate o persoană fizic să aducă în țară fără a declara și atunci trebuie să raportăm la sumă. Dacă este o sumă exorbitantă și persoana trebuie să facă 10 drumuri, este complicat, adică cumva ai nevoie de alte probe suplimentare. Înțeleg. Rămâne la fel o declarație care trebuie confirmată și cu alte probe. Mai este și o chestiune, persoana care a oferit împrumut trebuie să-și poată permite să ofere acest împrumut. Da, dar dacă persoana este în afara țării și ea spune că a muncit la negru, cam nu poți să... Adică nu știu cum poți să... Decât, na, cum a fost cazul ăsta foarte sensibil, ca să zic așa, cu domnul Chertoacă, care e legat de Comisia Preveting, cealaltă comisie nu e legat de comisia asta, dar am văzut foarte multe reacții în spațiu public legat de cazul ăsta și în cazul ăsta, da, asta era unul din aspectele, dar avem puțin timp la publicitate, îl lăsăm, pentru că e important să-l luăm așa mai de amărunțelul, să înțelegem cum pot fi implicați cei care muncesc în afară și audiați în cadrul comisiei. Am văzut iarăși tare multe discuții legate de argumentul ăsta că Moldova este tare specifică, avem tare multe lucruri care s-au întâmplat și nu putem să facem abstracție de ele și iată au venit străinii care nu prea cunosc specificul moldovenesc și specificul în care am trăit noi și trăim în Republica Moldova, inclusiv aceste viramente din afara țării. Și iată, dumneavoastră, cum le răspundeți celor care spun că nu cunoașteți aspectul ăsta național al Republicii Moldova? De fapt, eu cred că un punct foarte activității comisiei Betting este felul în care a desemnat membri naționali cu experiență vastă, relevantă pentru mandatul comisiei, suplimentar experienții de jurist a unui membru, alții doi anchetatori pe cauze de corupție. O persoană a lucrat cu Autoritatea Națională de Integritate. Acești membri naționali au experiență și cunoștințe, care este complementat de experiența, cunoștințele aduse de membrii străini, care nu, probabil, nu cunosc specificul Republicii Moldova, dar au examinat, au lucrat pe dosare sau pe cazuri de încălcări și noi putem veni cu expertiza din afara Moldovei, fiindcă noi nu avem o concepție ce este corect și nu e corect în Moldova. Este un echilibru bun de a avea membri național și internațional. Să avem acest mix de cunoștințe și experiență națională și internațională. Da. Luăm publicitate și revenim foarte scurt timp. Sud
sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri, fără slăbiciuni. Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Câștigă lupta cu tine și poți depăși orice obstacol. Domină confruntarea înainte ca ea să înceapă. Dar și ești așa de rău. N-ai mâncat nimic astăzi? Ia hai cu mine să te hrănesc. Chef de gătit. Arta de a învinge poftele în fiecare weekend la Jurnal TV. Как произошло? Постреляли, побили. Вот скажите, куда мне ехать? Паймосул авион Мрия а фуст бомбардат де катре армата русяска. Выйдешь на улицу, как будто как в Чернобыле, зона отчуждения. Пришли сюда для того, чтобы отстоять свои права как студентов. Стрелей, Костя, да мы вон. Репортажи, мнения компетентных специалистов. Все самое актуальное из первых рук. Я хотел, чтобы было покоя и счастья. Новости Журнал ТВ в прямом эфире с понедельника по четверг в 21:30. Noi ne întâlnim mâine și poimâine după știri la Postscriptum, iar până săptămâna viitoare aveți grijă de voi, aveți grijă de cei dragi. O seară frumoasă. Urmează Postscriptum în fiecare joi și vineri după știri. O să găsim soluții. O să găsim soluții. Și nu trebuie să avem așteptări foarte mari față de această autoritate imediat. Pe noi ne așteaptă la toamnă o catastrofă politică. Nu ne ajută nicio adunare. Pentru că s-a furat 30 de ani și e numai corupție în țara. Cu oameni corupți nu poți face justiție. Voi vă credeți zei și faceți totul în spatele ușilor închise. În loc să măriți pensiile, voi cumpărați rachete. Investitorii nu vin într-o țară hărțuită militar și propagandistic. V-am urmărit polemica. În întuneric, parcă vă pasă mai mult de popor. Să vedem ce rămâne când facem lumină. Mai multă lumină. Cabinetul din umbră. În fiecare joi. De la ora 20 la Jurnal TV. Încă de mic vroiam să ajung departe. Și am ajuns. De țară mă desparte un continent, un ocean și câteva state. Sacramento, acasă-i zi, aici-i noapte. Frunze verde. În studio am zis că o să discutăm cumva mai pendelete situația asta legată de banii care vin din afară. Pentru că am văzut foarte multe sensibilități în ultimele două săptămâni, în mod special în spațiu public, chiar dacă nu e legat cazul de comisia dumneavoastră, oricum cred că se poate întâmpla același lucru și în această comisie, așa că am zis să discutăm ca să înțelegem principiile în baza cărora funcționează comisia și principiile de care vă ghidați dumneavoastră atunci când luați anumite decizii. Și vreau să vă întreb când anume se decide ca o anumită ședință să fie ședință închisă sau publică. Asta este un aspect. Și când se decide ca cineva din rudele candidatului să fie audiate în cadrul comisiei, ca să înțelegem exact cum funcționează această metodologie.
So on the question of open privire la întrebarea ședinței deschise versus închisă, până acum toate audierile au fost deschise ale comisiei noastre și principiul de bază este că noi avem o ședință închisă dacă este necesar de protejat confidențialitatea și dacă interesul public prevalează. Ședințele închise se întâmplă doar dacă candidatul nu dorește să vorbească de ceva ce îl jenează. Ar putea fi vorba de alte persoane, ar putea fi implicate alte persoane. Noi nu neapărat vom menționa detalii. De exemplu, când vorbim, întrebăm persoanele să ne spună un număr de cont bancar, încercăm să evităm menționarea unor numere, cifre concrete. Noi suntem preocupați foarte mult ca procesul să fie cât mai transparent posibil. Încercăm să nu avem ședințe închise. Până acum nu a fost nevoie să avem ședințe închise. Pe de altă parte am văzut cazuri când candidaților li se cerea să vorbească despre o situație financiară care s-a iscat în familia lor în condițiile în care ei erau divorțați. Adică mi s-a părut un pic sensibilă treaba asta. Și mă întrebam atunci dacă candidatul respectiv a solicitat sau el trebuie să facă din timp solicitarea ca această ședință să aibă loc sau acest segment de ședință să aibă loc închis, în regim închis sau cum. Well, and I'll talk generally about voi vorbi în termeni generale despre o audiere specifică. În linii generale, chiar dacă noi avem o audiere totalmente închisă, oportunitatea există pentru candidat să spună că acum, înainte de a discuta acest subiect, eu doresc această parte a ședinței să fie închisă. Există această posibilitate, nu cred, și colegii mei, noi nu am avut aceste situații. Nu, și este Moldova style and international style. Ce se întâmplă în Moldova și pe plan internațional, noi vorbim despre echilibru și dacă vorbim de valori, vorbim de integritate, aici noi vorbim de principiu. Valoarea noastră este ca procesul să fie transparent, cât mai posibil transparent, în același timp, o valoare a noastră pe care o respectăm la necesitate să protejăm confidențialitatea informațiilor pe care le oferă candidatul dacă acesta o cere. Candidații întotdeauna au dreptul să solicite, iar sarcina noastră este de a menține transparența procesului în măsura posibilității. Dacă vedem pe bune o circumstanță, o situație, că acum este momentul să facem partea aceasta închisă a ședinței, atunci și unii este de acord cum facem. Dar ele nu au fost motivate. Adică, și nu le-ați acceptat. Da, solicitările, adică ele ori sunt foarte generale, ori solicitările, adică tipul de informații sau care se încearcă a fi cumva examinate în ședință închisă, nu se ridică la nivelul de seriozitate, adică de, nu sunt atât de problematice încât chiar să necesite o ședință închisă și de asta spunem că până acum nu am văzut o cerere care să identifice circumstanțe care într-adevăr ridică probleme serioase de viața privată. Noi în ședință încercăm în general să nu folosim numele persoanelor terțe, copiilor, adrese exacte, doar stradă maximum este cel mai detaliat lucru, sau numere cadastrale, sau deci de asta în ședința noastră destul de, cum spun, prudent, noi tratăm foarte prudent chestiunile astea și dar dacă apare o situație într-adevăr care justifică ședință închisă, evident. Dar decide comisia? Da. Okay. Ați vrut să interveniți? Tocmai ați descris că uneori situațiile care se referă, discuții se referă la menționarea informațiilor despre rude, terți, înțelegem dacă nu se simte confortabil candidatul în același timp. Ne punem întrebare, de ce suntem aici? Ce facem noi? Noi vorbim despre încredere și lucrăm pentru a spori încredere de acuzații de nivel înalt și consider că persoanele, cetățenii care lucrează în sistemul judiciar, care sunt sau vor deveni
judecători ai Curții Supreme de Justiție sau ale altor instanțe judecătorești, întotdeauna trebuie să poată explica stilul lor de viață, legăturile, deoarece doar dacă atunci când cetățeanul va înțelege și va începe să aibă încredere în judecători și în sistem și, din nou, în cele din urmă, scopul procesului este de a spori nivelul de încredere al cetățeanului în sistemul judiciar. Și de aceea am spus că da, noi toți înțelegem că uneori procesul nu este confortabil. Credeți-mă că noi încercăm să fim, avem o abordare politicoasă și în același timp să fim, respectăm standardul profesional, să respectăm transparența, care este o valoare a noastră și noi protejăm realmente, dacă este necesar, persoanele și drepturile acestora. Da. Spuneți-ne cea de-a doua parte a întrebării pe care am pus-o inițial legat de audierea prietenilor, rudelor din străinătate. În ce situații se recurge la această formă de audiere? Și, bun, în cazul comisiei vetting nu am văzut, dar în cazul prevettingului am văzut situația domnului Chirtoacă, una sensibilă, ca să trebuie să recunoaștem, a fost, nu cred că n-a scăpat nimeni o lacrimă atunci când a văzut, pentru că noi am trecut toți prin situații și noi, practic, fiecare, inclusiv eu, am soacră în Italia care muncește și când te uiți la situații de genul ăsta, simți așa o bătaie mai puternică a inimii în piept. Vroiam să vă întreb, în primul rând, dacă în cazul comisiei vetting este... există această posibilitate de audiere a celor din străinătate și dacă da, cum faceți așa încât aceste elemente de sensibilitate sporită, să zic așa, au un impact mai mic asupra celor care privesc asupra oamenilor? Ceea ce încercăm noi să facem înainte de o audiere, înainte de aceasta, prin candidat, prin alte resurse, încercăm să găsim toate informațiile, să găsim toate răspunsurile la întrebări și uneori primim informații în așa fel încât, da, vedem și ce au făcut peste hotare membrii familiei. Putem să primim și oarecare înregistrări financiare, oarecare declarații care au fost făcute și nu am avut deocamdată dată o circumstanță în care cineva la audiere să vină sau să aducă ceva, să vină altcineva decât persoana care era subiectul evaluării. În cazul în care va apărea o astfel de ocazie, o astfel de situație, vom vedea dacă este relevantă și vom încerca să facem în așa fel încât să respectăm tot ce ține de viața privată, totodată acționând în spiritul transparenței, încât oamenii să înțeleagă ce a stat la baza deciziei care se va lua ulterior. Dar așa cum am mai zis la audierele noastre, noi deocamdată nu am avut așa o situație în care cineva să spună că voi ar fi bine să aflați informații, să primiți informațiile și de la altă persoană decât altă decât cea care este evaluată. Da. Cât de mult contează argumentele candidatului atunci când întocmiți raportul pentru Consiliul, pentru CSM? Vă bazați mai mult pe documentele pe care reușiți să le extrageți, să le primiți de la autorități sau, adică, ca să înțelegem măcar procentual, poate ne spuneți cât de mult contează ceea ce spune candidatul și cât de mult contează informațiile pe care le deține comisia. În principiu tot contează. Adică, o informație prezentată de candidat este tratată cu aceeași seriozitate ca și o informație obținută dintr-o sursă terță. Uh-huh. Numai că împreună tot trebuie să coroboreze. Deci trebuie să existe o coeziune între informația. Că ceea ce prezintă candidatul trebuie să putem, noi încercăm să confirmăm cu informații din sursă terță. Uh-huh. Deci dacă candidatul declară că a avut anumite venituri, noi putem să verificăm dacă aceste venituri au fost fiscalizate prin informația pe care oferă serviciul fiscal. Sau dacă aceste venituri au intrat pe contul bancar. Sau dacă era posibil ca persoana care, de exemplu, a oferit un împrumut să-i ofere acest împrumut. Avea venituri să ofere un astfel de împrumut subiectul evaluării. Noi tratăm foarte, cu foarte mare seriozitate ceea ce
ne oferă subiecții. De asta, în primul rând, să zicem așa, evaluarea debutează cu transmiterea unor declarații și chestionare pe care trebuie să le completeze subiecții evaluării, după care avem runde de întrebări din partea noastră prin care solicităm informații, solicităm documente, după caz, în unele cazuri am avut și 4-5 runde de întrebări. Adică, pentru că candidații și noi oferim absolut toate posibilitățile subiectelor să încercăm să nu limităm subiecții în dreptul lor de a prezenta informații. Da, asta este un aspect important și pentru cei de acasă, ca să înțeleagă că înainte de audierea pe care, în care este disponibilă online, acolo unde o putem privi toți și sunt foarte interesante, să le, neapărat să intrați și să le vedeți că sunt chestii tare interesante. Candidații primesc întrebări. Până la etapa asta sunt alte etape când candidații primesc aceste runde de întrebări din partea comisiei și ei răspund în scris la, și atunci când sunt nelămuriri vin la acest interviu și răspund deja cu live, cu vocea lor, ca să zic așa. Așa, am văzut interviuri care durează 6-7 minute, dar am văzut și interviuri care au durat 2 ore jumate, 3 ore și 5-7 minute, cum a fost, de exemplu, interviul cu domnul procuror general interimar Munteanu, care este acum procuror general interimar. Și întrebarea mea e de ce unii sunt verificați până la piele, cum zicem noi, dar alții scapă cu 5-7 minute. It depends on investigative part. Depinde de partea de investigație care a avut loc. Am zis mai devreme că începem prin colectarea diferitelor date și informații pe care le analizăm, adresăm întrebări, așteptăm să primim răspunsuri și este foarte important cum răspunde candidatul, cât de cooperant este candidatul. Aceste lucruri contează. Și în cele din urmă se poate întâmpla să avem una, două, trei runde de întrebări și răspunsuri. Și dacă totuși rămân oarecare preocupări, aceasta înseamnă că am putea să avem și audieri mai delungate în cazul în care sunt candidați la care nu apără vreo problemă, o preocupare de așa natură, atunci, practic, lucrurile sunt destul de clare pentru noi, dar totuși avem o audiere deoarece este dreptul lor. Dacă nu doresc să participe la audiere, au dreptul să nu o facă, să nu participe la o audiere. Este important de menționat acest lucru, dar, de exemplu, acum 2 zile, am avut 3 candidați și la fiecare durata a fost diferită. Audierele au fost diferite. La o persoană a fost vreo 20-30 de minute, la două persoane, să zicem, în jur de o oră și la a treia persoană a durat mult mai mult. Deci, diferiți candidați cu situații diferite și preocupările, întrebările, ceea ce noi vrem să întrebăm și poate ce este mai important este că îi dăm candidatului posibilitatea să răspundă la aceste preocupări sau la oarecare dubii rezonabile pe care le avem. Vă să zic că depinde de rezultatul părții de investigație a unui proces. Altfel spus, cu candidați, cu mulți candidați și subiecte evaluării care cooperează, prezintă informații, toate întrebările se puizează înainte de ședință. Deci toate dubiile pe care inițial putem noi să le avem, ele sunt înlăturate de către subiecți prin prezentare de documente și de către comisii prin colectare de date coroborante și atunci ajungi la concluzia că da, tot corespunde, nu există nicio diferență între venituri și cheltuieli, adică nu sunt mai multe cheltuieli decât venituri oficiale fiscalizate, nu există încălcări de etică sau alte criterii de conflicte de interes nerezolvate și atunci ședința, adică nu este necesar să mai adresezi întrebări în timpul ședinței, pentru că toate sunt epuizate în principiu înainte de ședință, dar ședința noi o facem întotdeauna pentru că ședința este oportunitatea pe care noi o oferim sau este oferită de lege și de regulamentul nostru subiectul evaluării ca să se expună el, să dea o declarație eventual, chiar dacă noi nu avem întrebări. Și dacă ați observat, chiar și în candidații cu care noi nu avem chestiuni, ei fac declarații, că au dreptul să facă această declarație. Iar cu candidații unde dubiile nu sunt înlăturate înainte de ședință,
pentru ei era, este nevoie de a discuta, de a discuta cu ei în ședința, nu e aceste dubii. Asta am observat, că de multe ori candidatul zice, dar eu am scris despre ceea ce mă întrebați în runda cu tare de răspunsuri la întrebări. Și mă întreb de ce uneori reveniți la subiectul respectiv, dar uneori nu. Uneori primim trei răspunsuri diferite între întrebări. Ok. Bun. Publicitate. Revenim cu ultima parte a emisiunii după pauza de publicitate. Rămâneți cu noi. Sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri, fără slăbiciuni. Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Câștigă lupta cu tine și poți depăși orice obstacol. Domină confruntarea înainte ca ea să înceapă. Dar și ești așa de rău. N-ai mâncat nimic astăzi? Ia hai cu mine să te hrănesc. Chef de gătit. Harta de a învinge poftele în fiecare weekend la Jurnal TV. Как произошло? Постреляли по бит. Вот скажите, куда мне ехать? Faimosul avion Mria a fost bombardat de către armata rusească. Ești la ulițe, ca будто как Чернобыль, зона отчуждения. Пришли сюда для того, чтобы отстоять свои права как студента. Крылей класса, да мы можем. Репортажи, мнения компетентных специалистов. Все самое актуальное из первых рук. Я хочу, чтобы было покоя и счастье. Новости Журнал ТВ в прямом эфире с понедельника по четверг в 21:30. Noi ne întâlnim mâine și poimâine după știri la Postscriptum, iar până săptămâna viitoare aveți grijă de voi, aveți grijă de cei dragi. O seară frumoasă. Urmează Postscriptum în fiecare joi și vineri după știri. O să găsim soluții. O să găsim soluții. Și nu trebuie să avem așteptări foarte mari față de această autoritate imediat. Pe noi ne așteaptă la toamnă o catastrofă politică în Republica Moldova. Nu ne ajută nicio adunare. Pentru că s-a furat 30 de ani și e numai corupție în țara. Oameni corupți nu pot face justiție. Voi vă credeți zei și faceți totul în spatele ușilor închise. În loc să măriți pensiile, voi cumpărați rachete. Investitorii nu vin într-o țară hărțuită militar și propagandistic. V-am urmărit polemica. În întuneric, parcă vă pasă mai mult de popor. Să vedem ce rămâne când facem lumină. Mai multă lumină. Cabinetul din umbră. În fiecare joi. De la ora 20 la Jurnal TV. Încât de mic vroiam să ajung departe. Și am ajuns. De țară mă desparte un continent, un ocean și câteva state. Sacramento, acasă-i zi, aici-i noapte. Frunză verde, iarbă deasă. Iartă-mă, maică, de mă aștepți acasă. Frunză îngălghinită, iarbă cosită. Iartă-mă, te rog, țara mea iubită. Iartă-mă, țară iubită, că te-am părăsit eu. Iartă-mă, țară iubită. Cealaltă Basarabie,
În fiecare sâmbătă, de la ora 18, la Jurnal TV. Așa e mama și a fost bunica. Așa suntem femei lângă femei. Părem nimic și nu însemnăm nimica. Doar niște ele ce-i slujesc pe ei. Ei fac ce fac și tot ce fac se vede. Ba strică mult și ele îndreaptă tot. Și de aceea nimeni nu le crede. Când cad, îmbătrânesc și nu mai pot. Așa e mama și a fost bunica. Și ca ele mâine eu voi fi. Ce facem noi, femeile? Nimica decât curat și uneori copii. Femeile vorbesc în fiecare duminică de la ora 18 la Jurnal TV. Toate aeronavele cu delegațiile europene au aterizat deja. Știrile Jurnal TV. Milionar nu e cel care câștigă mult, dar e cel care știe să dăruiască din ce are. Badiașu, ești acasă? Da, 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 sunt acasă. Aha, milionarul de la Jurnal TV, da? Da, eu sunt milionarul secret. Dar de unde ești tu milionar, când eu sunt milionar? De două ori. Se caută un milionar. Sâmbătă. De la ora 17.30, doar la prima parte a emisiunii. Așa, o întrebare care mi-a venit astăzi de la cineva din sistem, dar mi s-a părut foarte interesantă și chiar o să vă pun cumva adresată așa cum aproximativ, ușor, ușor editată, ca să zic așa. De ce nu s-a declanșat în paralel cu ceea ce faceți acum procedura de notificare a judecătorilor din curțile de apel? Ca să ne mișcăm pe de o parte mai rapid, dar și pentru ca cei care au deplecat de bunăvoie din sistem să plece odată și să nu ne mai plătim salarii pentru decizii proaste pe care le-am văzut chiar și cu o lună în urmă. So, what we've done in terms of ce am făcut cu privire la prioritizarea sarcinilor și a grupurilor de judecători de a supune evaluării, ne-am început lucru pentru candidații la funcția de judecători și judecătorii Curții Supreme de Justiție, apoi cei din colegiile CSM și în câteva luni vom începe procedura și pentru judecătorii din curțile de apel. Trebuia să prioritizăm și 165 candidați au fost primii pentru noi ca să-i supunem evaluării. Noi am început procesul, interviurile cu 30 de candidați și jumătate din ei deja au trecut procedura, candidații din colegiile CSM, 29 de... De fapt, am primit încă 6 dosare. Am supus evaluării și am 27 din cei 60 au trecut audierea, precum am menționat. Noi intenționăm să începem
începem evaluarea judecătorilor din curțile de apel în câteva săptămâni, peste câteva săptămâni, la începutul lunii aprilie. Evaluarea începem procesul. Însăși procesul, dar aici întrebarea se referea la notificare, pentru că așa înțeleg că... Vom începe să comunicăm judecătorilor din curțile de apel că vom începe pregătirile pentru procedura de audiere. Deci se declanșează acest proces. Asta era important. Ca așa înțeleg că în momentul în care procedura este declanșată, judecătorul este notificat, el are o anumită perioadă în care trebuie să decide dacă vrea să treacă acest vetting sau nu vrea să treacă. 20 de zile. Și nu vrea să treacă și pleacă din sistem de bunăvoie păstrându-și aceste beneficii sociale. Asta era important pentru că în ultimele luni s-au întâmplat. Am văzut în spațiu public tot felul de decizii. Tot felul. Câteva decizii foarte ciudate din partea unor judecători ciudați care au încercat și au reușit să spele niște indivizi despre care noi în Republica Moldova cunoaștem cu ce s-au ocupat sub regimul Plahotniuc și cunoaștem pe cine i-au deservit. De asta noi am avut cumva această frustrare atunci când am văzut aceste decizii de eliberare, ca să zic așa, sub cauțiune a unui preot și așa mai departe. Cred că trebuie să clarificăm o chestiune. Comisia nu poate să reacționeze și nu are menirea să reacționeze la cazuri concrete sau la... Adică nu putem să ne... Comisia este independentă și pe noi... Chestiunile care se întâmplă, adică apare o urgență de genul ăsta, că este o hotărâre contestată, criticată de politicieni, spațiu public. Asta nu poate să influențeze procesele noastre. Și în al doilea rând, noi sarcina noastră este evaluarea integrității. Și noi aici vorbim nu de evaluarea corectitudinii unei hotărâri judiciare sau nu, dar evaluarea integrității etice și financiare a unei persoane în o perioadă de ultimii 12 ani. Și atunci așteptările astea Comisia trebuie să intervină sau să urgenteze. Nu au legătură cu sarcina noastră și cu atribuțiile noastre. Comisia are obligația de a trata fiecare subiect, fiecare judecător. Da, dar noi în același mod. Noi ne agățăm de fiecare fir de ață, înțelegeți cum e. Dacă asta este o pârghie ca oamenii ăștia nocivi să plece din sistem și noi să nu le mai plătim salarii vreo 3-4 luni, pe mine asta m-ar aranja, de exemplu. Înțeleg, dar așa cum a spus și Lavle, noi nu folosim emoțiile și... Înțeleg, bun. Scandalurile sau opinia publică este importantă, dar pentru criteriile noastre pe care le avem în lege de integritate etică și financiară, un astfel de caz poate să prezinte interes doar dacă este la mijloc, de exemplu, o încălcare de etică sau o încălcare de alt gen. Și atunci, oricum se analizează toată perioada de evaluare, se ia tot un ansamblu și nu doar o singură situație sau o singură... Adică bun. Abordarea noastră este mult mai sistemică. Nu, eu am înțeles. Eu ziceam de aspectul ăsta, de sentimentul ăsta social al nostru, da? Asta era... Comisia nu poate fi un instrument de răzbunare sau un instrument de intervenție politică. Bun. Spuneți-ne dacă a existat ceva ce a mers prost sau greu în tot procesul pe care îl realizați în Republica Moldova. Dacă au existat impedimente, dacă au existat la impedimente birocratice, mă refer, dacă au existat presiuni, tentative de a vă influența în perioada de când ați început activitatea. I think I'll try to talk about some aspects. Mă voi referi la câteva aspecte. Voi începe cu provocarea sau dificultatea atunci când noi am avut sarcina de a implementa o nouă lege, 6 persoane în comisie cu care n-am lucrat anterior, persoanele din Guvernul Moldovei care și-a dorit procesul să fie cât mai rapid și mai realist, în care am fost supuși unei presiuni. De ce nu puteți să faceți mai rapid?
să mișcați lucrurile. De ce e atât de lent? Și în această privință e dificil, deoarece noi trebuie să fim foarte prudenți. Trebuie să ne asigurăm că angajăm persoane, membri ai Comisiei Integri cu experiență. Acest proces durează. Și noi avem o colaborare bună cu diversi actori ai guvernului, de unde încercăm să obținem informații. Uneori ne confruntăm cu dificultăți în acest sens. De exemplu, avem nevoie de informații de la Inspectoratul Poliției Frontieră privind intrări și ieșiri din Republica Moldova. Și noi avem un indiciu și ne spun, baza noastră de date, ceva s-a întâmplat și nu găsim informații, chiar dacă avem nevoie de acea informație și o cerem de la autoritate pentru evaluarea noastră, ni se răspunde, avem probleme cu sistemul informațional, cu baza de date. Trebuie să ne descurcăm în astfel de situații și parțial este o activitate absolut nouă și niciunul dintre membrii comisiei nu suntem membri profesioniști ai unei comisii de vetting. Da, știți, nouă, acum des ni se spune că vrem în Uniunea Europeană pentru că acolo e pace și mai puțină corupție. Elementul cu Uniunea Europeană este un proiect al păcii, toată lumea îl înțelege, dar vrem să ne spuneți dumneavoastră de ce Uniunea Europeană, adică în ce fel Uniunea Europeană ar putea contribui și să facă în așa fel încât în Republica Moldova, dacă ar fi țară membră a Uniunii Europene, să fie mai puțină corupție, pentru că corupții noi avem aici, la Chișinău, în Republica Moldova, nu la Bruxelles. Adică, nu puteți să ne explicați așa ca să înțeleagă și telespectatorii noștri cum poate Uniunea Europeană să facă în așa fel încât în Republica Moldova să fie mai puțină corupție. I am from EU, maybe okay. I start. Haideți să răspund eu. În primul rând, doar cetățenii Republicii Moldova pot crea o societate nouă, fără corupție, cu o economie puternică. Și acesta ar fi primul mesaj. Următorul mesaj ar fi cum să realizăm acest deziderat. Deoarece sunt estoniană și am fost procuror în Estonia mai mult de 20 de ani și am luptat cu corupția, cu corupția de un nivel foarte înalt. Fie că e vorba de corupție din Estonia sau din Moldova, eu consider că pentru a avea succes avem nevoie de trei lucruri. Voință politică, lege eficiente și luptători motivați. Ele nu pot, aceste elemente trebuie să fie împreună, nu separate. Dacă avem toate aceste trei condiții întrunite, lupta împotriva corupției va da succes. Și cum Uniunea Europeană ar putea să vă ajute? Consider că Uniunea Europeană ar putea să ajute prin instrumentele sale, experți sau partajare de cele mai bune practici, experți specializați la nivel politic sau luptători cu corupția. Da, Uniunea Europeană poate să sprijine, doar să sprijine lupta împotriva corupției. Noi avem experți naționali, noi ne-am dorit să fim în Moldova, dar noi, la un moment dat, am dobândit acea credință, încredere și, Adrian, colegii lor trebuie să continue această activitate, vă pot spune. Lupta împotriva corupției este un proces fără sfârșit. Europa nu este curățată de corupție. Din păcate, corupția este oriunde. Întrebarea este în ce măsură este prezentă corupția în societate, în ce măsură face ea parte din societate. Mesajul meu este, în primul rând, Republica Moldova, cetățenii săi, trebuie să creeze și pot curăța societatea de corupți și noi putem să-i sprijinim. Spuneți că ați făcut parte sau faceți parte și din comisia care face evaluarea în Ucraina. Spuneți-ne, ați mai văzut în alte țări
inclusiv poate în Ucraina, poate și în alte țări ați studiat, ați mai văzut o rezistență atât de puternică a sistemului precum în, la această procedură de evaluare externă, precum în Republica Moldova? E ceva firesc? Adică eu asta vreau să înțeleg, dacă sistemul la noi reacționează la fel cum a reacționat și în Ucraina și în alte state, sau e ceva ce nu mai poate fi reparat la noi, sau situația e atât de gravă încât nu mai poate fi reparată, nu avem această masă critică, că noi tot timpul vorbim despre masa critică de oameni integri din sistem și ne punem întrebarea asta dacă avem această masă critică. Deci, cum apreciați, iată dumneavoastră, care sunteți membra Comisiei și în Ucraina, care este situația la noi? It's possible because in Ukraine, e posibil deoarece în Ucraina de asemenea a fost o reacție din interiorul sistemului. Și reacția a fost una destul de dureroasă. Și ei tot nu erau susținători ai procesului. Și dacă ar fi să spun cumva în termeni foarte neutri, de ce? Care este scopul unui proces de vetting, unui astfel de exercițiu? De ce suntem aici? Păi, motivul este simplu. Motivul este acela că corupția în unele societăți sunt la vârf. Și a fost alegerea Republicii Moldova, a Ucrainei. Ei au hotărât să utilizeze acest instrument, vetting-ul. Acesta este unul dintre instrumente, una din posibilități pentru a sprijini statele ca ele să edifice un sistem al legii, al dreptului, care să fie just, pur, curat, eficient. Dacă vorbim despre Estonia, însă, aș putea să vă spun că noi nu am avut un exercițiu de vetting, dar în anul 2003, atunci a avut loc o reformă de anvergură în Estonia și, de asemenea, a fost un proces dureros. Chiar și după 15 ani, tot mai sunt întrebări pe care le auzim. A fost oare chiar nevoie? Eu cred că a fost nevoie. Dacă vorbim despre transparență, atunci noi putem să vedem unde este Estonia, Moldova, Ucraina, aceste capitole. Dar eu nu am vrut să vin cu atitudine, să-i zic așa, negativă, dar e foarte important când punem accentul pe judecători. Și în Ucraina, în Republica Moldova, aceștia tot doresc să lucreze într-un sistem judiciar normal și iată de ce noi suntem aici. Noi vrem să îi susținem în acest parcurs și ei vor reuși la rândul lor să construiască acest sistem. Da, o situație ciudată. După ce oligarhul Plahotniuc a fugit din Republica Moldova, cu greu, dar noi am reușit să schimbăm procurorul general. Avem un interimar în momentul acesta, ce-i drept. Concursurile legate de procurorul general la noi merg cam prost. Dar vedem ce se întâmplă până la urmă. Și am reușit să aducem din Statele Unite un șef la Procuratura Anticorupție. Dar ei ambii resping procedura de evaluare externă, numind-o umilitoare și argumentând prin faptul că riscăm să rămânem fără procurori, aici citez, pentru că majoritatea își vor da demisia înainte de vetting. Cum explicați situația asta dumneavoastră? Domnul Munteanu, procurorul general din Mare, este subiect al evaluării noastre, pentru că este candidat la funcția de judecător al Curții în Justiție și nu cred aveți că este, posibilitatea să vă... Nu cred că este corect să comentăm. Iar în privința doamnei procuror șef a Procuraturii Anticorupției, cred că am văzut mai multe declarații în acest sens din partea ei. Uh-huh. Cred că poziția ei s-a schimbat pe parcursul timpului. Am auzit și o reacție inițială că cu rezervă, după asta am auzit că este, că acceptă. De asta eu mi-e vine greu să înțeleg totuși care este poziția definitivă, dar pot să vă spun doar din experiența noastră că noi am avut candidat sub secția evaluării care au spus că chiar în ședință, dacă urmăriți ședințele noastre, în declarațiile de final au spus că consideră că este un proces anevoios, nu este confortabil, dar este extrem de util, pentru că fiecare judecător are posibilitatea să demonstreze că el nu este
nu faci parte din cei despre care societatea crede că au averi nejustificate, că nu corespund eticii și nu sunt integri. Uh-huh. Deci este o posibilitate ca, unică aș spune, ca sistemul de justiție, judecător cu judecător, să-și recapite, să câștige încrederea poporului. Pentru că totul va fi la suprafață. Ok. O altă situație ciudată o să reproduc, dar și mă interesează la nivel de percepție, să înțeleg cum analizați dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, o situație care este cumva compromițătoare pentru procesul de evaluare externă, avem un adjunct al procurorului interimar, șef al Procuraturii Anticorupție, care a vrut să devină și membru al Consiliului Superior al Procurorilor, dar nu a trecut prevetingul. La domnul Plevan mă refer. Totuși, el este păstrat în funcție la Procuratura Anticorupție. Înțelegem că procesul va urma și el va trebui să treacă și vetingul, dar oricum e ciudat că conducerea instituției a decis să-l păstreze în funcție după ce nu a trecut prevetingul. Noi, cetățenii, pe cine ar trebui să ne supărăm în cazul ăsta? Nu știu dacă cetățenii trebuie să supere neapărat pe cineva. Dar este ciudat chestia asta? Sau credeți că este ok? Am impresia că este o diferență mare între legea aici, între legea pre-vetting și legile vettingului, cum ar veni, legea cu privire la evaluarea judecătorilor Curții Supreme Justiție și a candidaților. Pentru că în cazul nostru, dacă un judecător sau un procuror candidează la funcție și nu trece vettingul, adică nu este acceptat în concurs, acesta este demis. Uh-huh. În cazul pre-vettingului, sau procedura care a participat domnul Plevan, nu există niciun fel de consecințe, obligație a șefului. Juridic eu vă înțeleg perfect. Deci, juridic aveți perfectă dreptate. Este o întrebare care trebuie acordată probabil persoane care poate destitui un procuror și înțeleg eu că conform regulilor care sunt în vigoare, procurorul șef anticorupție nu poate destitui. Este un fel de procedură pe care Consiliul Superior al Procurorilor trebuie să destitui. Deci îmi vine greu să comentez. Ok. Suntem cam pe final, da. Vreau să vă rog să evaluați nivelul de corupție din Republica Moldova, în justiția din Republica Moldova, pe o scară de la 1 la 10, de exemplu, unde 1 ar însemna foarte grav, ca să înțelegem cam pe unde suntem, din punctul dumneavoastră de vedere. Well, I think it's more important. Ei bine, eu cred că este mai important în ce direcție mergem. Mai important decât unde suntem acum. Și eu cred că Republica Moldova a realizat progres pe parcursul ultimilor câțiva ani în încercarea de a găsi mai bune instrumente de a lupta cu corupția și a avut câștiguri. Dar ce este foarte important este că vettingul va permite Republicii Moldova să meargă mai mult în direcție. Adică eu nu știu ce este mai bine pentru dumneavoastră, 10 sau 1, dar în ceea ce privește corupția, acest lucru va asigura faptul că lucrurile vor merge înainte în acest sens. Asta e o parte din reformă și va fi nevoie de eforturi și, până la urmă, va depinde de Republica Moldova, va depinde de oamenii care sunt aici în funcții, de asociația Republicului, de liderii politici. As lawyer, I know where is the place. În calitate de jurist, înțeleg că dacă vorbim despre indexul internațional al transparenței pentru Republica Moldova, atunci ar spune că Republica Moldova nu este poate într-o poziție foarte bună acolo. Dar așa cum a zis și Scott, în opinia mea, ce este mai important este, în primul rând, ca oamenii din societate să poată să înțeleagă ce nu este în regulă cu corupția, ce este rău la corupție. Corupția este un lucru rău, deoarece asta face ca un stat să fie slab și ca oamenii să trăiască în sărăcie. Iată de ce trebuie să luptăm cu corupția. Nu este o întrebare, așa ce, să zicem, ține doar de judiciar. Și totodată, după părerea mea, întrebarea ține și de direcție, dar și de ambiții. Eu sper cu adevărat că Republica Moldova și că visul Republicii Moldova în următorii 5 ani și sper că în această perioadă Republica Moldova
va avea un alt loc în acest index internațional al transparenței și este o perioadă de timp decisivă pentru întreabă lumea dacă ei pot să denunțe la comisie fapte în privința candidaților. Da, ei pot. Chiar pe site-ul nostru există o rubrică... Turnați aici. Nu cred că este folosit acest termen, turnați aici, este folosit, raportează o călcare sau raportează persoanele... Intrați și denunțați. Transmite informații, să atașeze documente, chiar să încarce documente. Super, foarte este bine. Posibil. Puteți pe site-ul urmăriți lista persoanelor care sunt la moment în perioada de evaluare și atunci dacă... Dacă există informații pe care... Li se asigură anonimatul sau e neapărat să conform, numele? Conform regulilor noastre de procedură, informația anonimă nu poate fi pusă la bază, dar este utilizată și ea poate fi utilizată și... doar dacă este confirmată din alte surse. Eu vă mulțumesc tare mult pentru această discuție, una foarte utilă, necesară pentru societatea noastră, mai ales după acel scandal care a fost scandal, acele discuții foarte intense care s-au produs săptămânile trecute. Mulțumesc tare mult, doamnelor și domnilor, încheiem aici. Seară frumoasă tuturor! We'll be right back.